Două proiectile din cel de-al doilea război mondial au fost descoperite de o echipă de muncitori pe terenul din spatele unui supermarket din apropierea centurii de Vesta Ploieștiului. Speriați când au văzut obuzele, oamenii au sunat de îndată la numărul unic de urgență 112. Așa se face că în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică de la ISU Prahova s-a deplasat pe teren, acolo unde a și asanat zona de muniție a rămasă neexplodată. Acestea au fost ridicate și depozitate în vederea distrugerii ulterioare. Cele două proiectile, vechi de mai bine de 70 de ani, au un calibru de 82 de mm. Nu este pentru prima oară când în aceeași zonă muncitorii care lucrează la realizarea unui drum de acces care să facă legătura dintre supermarket și centura de vest a ploieștiului fac asemenea descoperiri. În urmă cu puțin timp, un alt proiectil exploziv a ieșit la suprafața șantierului. Din fericire până acum, nimeni nu a fost rănit. Reprezentanții ISU au fost solicitați de nenumărate ori să intervină pentru a recupera muniție neexplodată în mare parte din cel de-al la război mondial, odată cu săpăturile realizate în marile șantiere din oraș. Spre exemplu, în luna aprilie, pe șantierul de la Hipodromul din Ploiești, muncitorii au descoperit o grenadă, tot din al doilea război mondial, perfect funcțională, Proiectilul ar fi putut fi detonat ușor cu atingere bruscă, iar în urma lui ar fi lăsat un crater imens. Iar în mai, în timpul unor lucrări de extindere a canalizării din orașul Băicoi, specialiștii de la ISU Prahova au descoperit numai puțin de 63 de proiectile cu un calibru tot de 82 de mm. În tot acest timp, pirotehniștii sfătuiesc pe muncitori să fie atenți când lucrează.